program sponsorizat de KBN. Salut! Am tot primit și am tot mâncat chiftele marinate. Eu știu așa, la chiftelele marinate este foarte important sosul. Iar sosul trebuie să aibă puțin oțet. De-aia le și spune chiftele marinate. Ok, sosul, da, este din suc de roșii, dar trebuie să aibă puțin oțet. Ok, astăzi am să fac chiftele marinate cu sos, care o să aibă și puțin oțet. N-am să fac și garnitura, pentru că na, un piure și un cartof natur sau orice altceva doriți, știți să faceți, nu este cazul să vă mai spun eu. Ok, pentru chiftele, carne normal, carne tocată de porc, ceapă, pătrunjel, usturoi, mărar, sare, piper, ouă și cimbru. Eu pun puțin cimbru. Iar pentru sosul marinat, puțin usturoi, suc de roșii, foi de dafin, boabe de piper, un strop de zahăr și nu uitați oțetul. Și la chiftele. Pâine înmuiată în apă, stoarsă bine și băgată în compoziție. Eu așa le fac. Alții fac chiftele cartofi, alții pun pesmet. Mie îmi plac cu pâine înmuiată, în apă. Nu în lapte, în apă. Am de treabă. Cărniță, cimbru de la uscat de la piață, care miroase senzațional. Cimbru. Mamă, cum miroase cimbru, asta e senzație. Pătrunjelul, mărarul tot, verdeață multă, să fie. Usturoi, am aici, nu știu, o căpățână de usturoi. Mai îmi păstrez puțin usturoi pentru sos. Ceapa tocată mărunt, să fie toată aici. Normal, sare, bineînțeles. Mai gust, eu pun din ochi acum sare. Piper mult. Un piper, să aibă piper. Ouăle, să pun și ouă, ia uctele. Așa dăm cuibar direct. Da, unde? Așa ducea mamare cu ușor țupac, dar mă rog, îl ținea așa și venea cu ouăle așa. Așa era pe timpuri. Un ou, să nu dau vreo coajă, că ar fi și păcat. Mă rog, puțin calciu nu stric. Gata, am băgat mănușa, să amestec. După ce amestec asta bine, am să pun și pâinea. Da, sunt chiftele, nene. Am aici cam un sfert de pâine. Știți că eu vorb în bucătărie, dacă este prea sărată sau dacă este prea acră, sau, o reglez din pâine. Așa facem și noi cu chiftelele. Le reglăm din pâine. Dar, dacă cumva vi se usucă pâinea prin casă, să știți că e timpul să faceți chiftele. Amestecăm bine. Bine de tot. Da, bine de tot. Le amestec bine, că după aia vreau să le amestec și mai bine. Hai că să le mănânc. Chiftelele sunt gata. Bine, compoziția este gata. Am mai băgat o mănușe. Făceam pe vremuri, am făcut chiftele multe și mici, că măsuram așa. Le făceam pe toate la grămaș. Formase mâna pe vremuri, acum par să fie cam egale. După care le rotunjesc puțin, le dau prin făină, le pun și le prăjesc. Și asta e tot, adică, na, chiftele. Am aici crăticioara pentru sos, am aici tigaia cu ulei pentru chiftele. Prima oară am să încep cu sosul. Am păstrat puțin usturoi, îl călesc puțin. Asta de aici. Gata. S-a făcut galben auriu, pun sosul. Încep să sare. Sare, întotdeauna sare. Am să pun și puțină apă, adică cumva spăl castronul. Fac, să nu pierdem nimic. Fac, și puțină apă. Perfect. Terminat cu ăsta,
foile de dafin, câteva babe de piper, sare, bineînțeles, mai gust după aia, pun și puțin zahăr, să-mi tai puțin aciditate. Gata. Focul mic și acum așteptăm sosulețul. Da? Dacă e nevoie, mai pun apă, este în funcție de cât de gros este sucul de roșii. Am pus cam un sfert de castron, mai pun încă un sfert. Între timp facem chiftele. Antigaia asta trebuie să intre undeva la 12 chiftele. Eu întotdeauna când pun ceva la prăjit, pun așa, în direcția asta. Că dacă sare ulei pe mine, nu vreau. Așa că îi dau drumul încolo și întotdeauna uleiul, dacă sare, va sări încolo, nu pe noi. Dacă pui prea multe, se răcește uleiul. Dacă pui prea puține, se arb, dacă ai uleiul prea încins. Sosul fierbe, fierbe și miroase beton. Chiftelele se prăjesc, dar chiar dacă cumva le scoateți puțin mai crude, nu este o problemă, pentru că ele oricum vor mai fierbe în sos câteva minute, deci se vor găti. Ideea este așa, chiftelele trebuie să tragă sos, așa să fie puțin îmbibate cu sos. Asta, nu doar acoperite cu sos. Chiftelele trebuie să fiarbă în sos. Chifteluța. Ia să vedem dacă sunt gata. Sunt gata, sprăjit. Ia să vedem sosulețul. Am mai pus apă. Sosul trebuie să fie subțire, pentru că în momentul în care pun chiftelele și o să fiarbă în sos, vor trage și sos ele, plus au făină. Au făină și vor îngroșa sosul. Nu vreau să am un sos foarte gros. Pun oțetul. Cam o lingură. Nu vreau să fie nici foarte acru, da? Azi am pus și puțin zahăr să taie aciditatea roșiilor. Mai las să fiarbă câteva minute. Întorc chiftelele rândul 2. Cât să prăjesc astea, pun chiftelele în sos. Ia să vedem. 1, 2, 3, 4. Ia să vedem. O, da. Focul mic. Și acum le las să fiarbă cam 5 minute așa. Mie îmi ajung asta. Restul mai gustăm. Sunt bune, eu le-am făcut. Gata și cu chiftelele. Una chiftelă, două, trei. Cam câte chiftele pune? Vai! Am murdărit. Vai, ce-am făcut! Am urmărit. Repede, repede, repede. Lipsește piureul făcut cu lingura și a pus lângă și făcut așa, tac, 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 tac. De asta. Chifteluțe cu sos. Mărar. Și două, trei frunzulițe. Gata. Asta-s chiftelele marinate.